Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este Mircea Anghel, directorul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Mircea, bună seara, bine ai venit! Salut, bună, Magda, mulțumesc pentru invitație! Și eu îți mulțumesc pentru prezență. Vorbeam înainte de emisiune și trece așa în revistă toate evenimentele din ultimele zile. Sunt atât de multe încât nu știu dacă avem timp să vorbim despre toate. Dar aș începe cu zilele Alexandru Marghiloman. Ce bine e când spui astfel. Sunt atât de multe încât nu știu dacă avem timp să vorbim despre toate. E minunat. Așa măcar le trecem. Le trecem în revistă. Da. Ți-am povestit doar ultimele 7 zile după acea mini-vacanță pe care am avut-o, da, de Paște și de 1 mai. Eu am venit, mi-am putut permite după aproape un an de zile să-mi iau zilele alea pentru mine. Și am fost plecat la mama și când am venit, călătorind de dimineață, am condus de la ora 4:30 până la aeroportul de unde am luat avionul, am venit acasă, am urcat în mașină pentru că șoferul care trebuia să mă aducă era obosit, nu putea să conducă, am condus până acasă și am ajuns direct la Vila Albatros, unde am fost efectiv bombardat de informații pe care a trebuit să le rezolv și pe care le-am rezolvat până la 7 seara, în ziua respectivă, ca apoi să ne bucurăm de zilele Alexandru Marghiloman. Și de ceea ce s-a numit deschiderea, inaugurarea casei de oaspeți și a grajdurilor și de aceea bucurie pe care am văzut-o în cealaltă parte a grădinei Vila Albatros, da? Că până acum noi am pus accent pe latura estică a Vila Albatros, a grădinii Vila Albatros, acum avem și latura vestică, avem și casa de oaspeți, avem și grajdurile lui Alexandru Marghiloman și avem această întreagă nebunie și bucurie pe care am reușit să o prezentăm public. Este 100% meritul primăriei, noi am fost acolo la suport, dar am avut o echipă absolut senzațională care mai puțin de 12 ori a reușit să construiască totul. Am făcut față cu sonorizarea în 3 spații diferite într-un timp foarte scurt. Am avut de asemenea joi personalități buzoiene de ieri și de astăzi la Iazul Morilor, eveniment de asemenea pe care trebuie să-l susținem. Am avut festivalul de epigramă la Consiliul Județean, de asemenea trebuie să fim implicați acolo. Am avut spectacol de teatru la Conac în căsătorie. Am muncit și duminică, iar săptămâna aceasta, chiar acum, cât e ceasul, 6 de la 7, avem seri împreună la Centrul Iazul Morilor. Ce se întâmplă acolo? Se cântă și se petrece și se bucură. E una dintre seriile dansante pe care noi le oferim seniorilor noștri. Mâine invităm toți seniorii la Vila Albatros, avem sănătate pentru ei. Iar luni avem concert special în Living-ul Vila Albatros, în sala studio, unde intrarea este liberă, pot intra prietenii noștri pe Facebook sau pe Instagram nostru să vadă despre ce e vorba, să sune și să rezerve locuri. Iar la finele weekendului viitor, de anul acesta, următor, ne vom bucura de 3 zile de poveste pe bulevard, de un antante care promit că anul acesta o să fie absolut senzațional. Ștefan Craiu, directorul festivalului, s-a ocupat de tot ceea ce va însemna nebunia de pe bulevard în acele 3 zile. Haideți să vorbim în primul rând despre zilele Alexandru Marghiloman, pentru că a fost un eveniment la care am văzut că au participat mulți buzoieni și ați inaugurat casa de oaspeți, ați inaugurat și grajdurile. Toată lumea a admirat Caim, primul rând, și înțeleg că acolo va fi o cafenea, vor fi locuri de cazare în casa de oaspeți. Povestește-ne. Să avem puțin tică răbdare, îmi place să spun asta de fiecare dată. Acei căluți am avut doar pe durata acelui eveniment. Domnul primar și-a dorit foarte mult să avem un pic din atmosfera de pe vremea lui Alexandru Marghiloman și de altfel îi spuneam la un moment dat, după slujba de comemorare ce a avut-o la statuia din fața Vilei Albatros, îi spuneam domnului primar, zic, dacă era regizată, nu ieșea. Ce anume? Fix în momentul în care se termina această slujbă, treceau cai în spate, în planul 2, și era un sunet absolut superb, încât pe toți ne-am frigurat și ne-a emoționat profund. Am deschis, am inaugurat ceea ce se numește reabilitarea, da? A casei de oaspeți și a grajdurilor lui Alexandru Marghiloman, urmând ca într-o perioadă nedeterminată de timp, că nu putem să estimăm în momentul de față când și cum vom putea să și punem în practică tot ceea ce le-am propus, și anume o cafenea, un mic restaurant, pentru că nu le putem gestiona noi, atunci va trebui să le dăm cumva în gestiune, cui le dăm, trebuie să fim foarte atenți cu lege, cu nelege, plus că mai sunt de făcut ultimele acorduri la apă, adică mai sunt elemente pe care trebuie să le punem la punct. Și atunci eu am zis un orizont rezonabil între 6 și
12 luni să putem să fim la cheie și din perspectiva asta, pentru că e complicat și cu autorizațiile ISU. De aici încolo începe greu. Acum începe treaba și de hârțogăraie, dacă vrei, Magda, pentru că nu poți să funcționezi fără autorizații, dar din fericire buzoienii se pot bucura de o plimbare în Parcul Marghiloman și se pot bucura de această priveliște absolut superbă, care ne duce așa cu gândul puțin la Franța, ne duce cu gândul la o perioadă interbelică frumoasă în care arhitecții erau prețuiți și stilul lor era pus la mare preț, și sunt onorat că am putut să fiu directorul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman chiar în perioada în care lucrările acestea au fost gata. Sunt probabil ultimele luni, văd emoții în ochii tăi. În august, cred că e ultima lună pentru tine august, la septembrie, acum conducerea centrului. Când hotărăște să revină. Nu va fi greu pentru tine să pleci sau să nu rămâi în această echipă? O salutăm și pe Florina, care cred că s-ar bucura enorm să rămâi în echipă. Astea sunt lucruri pe care eu o să le descurc cu Flori fără niciun fel de problemă, doar că în viața fiecăruia dintre noi există locuri prin care oamenii trec și trebuie să știe să plece fix când sunt în top, să nu ajungem să ne rutinăm, să nu ajungem să ne pervertim, să nu ajungem să ne pierdem capul. Cred foarte mult în ideea în care ajungi într-un loc, îți pui amprenta, mi-am lăsat totul și îmi las totul până în ultima zi acolo, dar cred că pot cumva din spate, mult mai de la distanță, să pot să ajung cu un sfat sau cu un proiect pe care să pot să-l fac, dar să fiu implicat cum am fost în ultimii 4 ani, nu mai pot să mai fac asta. Am alte planuri cu mine, pentru mine, mi-e doar de teatru de mor. Visez să fac un teatru și să conduc un teatru care să revoluționeze teatru, nu doar la nivel de România, ci la nivel internațional, pentru că el este într-o perioadă descendentă și se întâmplă o grămadă de lucruri cu care nu sunt de acord și pe care sunt absolut convins că aș putea să le îndrept. În capul meu și în mintea și în sufletul meu sunt un mic Stanislavski, sunt un mic Brecht, sunt un mic Ciulei, sunt un mic momentan care să poată ajunge unul puțin mai mare, trebuie să intre și să muncească pentru asta, pentru că până la urmă sufletul și viața și tot ceea ce am făcut eu, da, și la Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman și cu proiectele mele și cu toate lucrurile din jurul meu, au la bază și fundamental poetica lui Aristotel și felul în care se construiește o poveste teatrală. Teatru este viață, prin urmare și viața poate să fie un teatru. Dar important este să știi, să-ți dai seama că una e ficțiune și una e realitate. Și cum faci să fie bine și lucrurile pe care le faci să fie pline de adevăr, bine și frumos. Și atunci cred că după 4 ani merit în primul și în primul rând o pauză de cel puțin o lună, două, trei, să mă reprind. Nu mă gândeam la un moment dat că mi-ar plăcea să-mi iau și un an sabatic, dar sunt absolut convins că nu mă voi putea despărți de BZM, mai ales după succesul ce va fi anul acesta, pentru că îl simt, îl văd. Ajungem și la BZM imediat, Mircea. E o ediție frumoasă și atunci, Ana, îmi plac imaginea de la tine de pe... Da, o să le vedem și pe ecran imediat. Aș vrea să revenim puțin la inaugurarea casei de oaspeți și a grajdurilor. Vreau să te întreb cum a fost perioada de renovare, pentru că nu cred că a fost ușoară, astfel încât să avem la inaugurare asemenea imagine. Eu m-am prietenit cu oamenii de acolo. Eu sunt un om foarte volubil așa și vorbesc și salut și cu oamenii cu care m-am prins și vorbeam și intram pe șantier. Adică odată la 2-3 săptămâni, cel puțin când s-a ridicat complet, intram și mă uitam și eram efectiv uimit de progresul pe care îl vedeam la fața locului. Și ce m-a uimit și a rămas plăcut surprins și trebuie să rămână ștampile și trei de lege, s-a făcut în termen. Nu te așteptai? Nu te așteptai. Sincer. Pentru că era o ruină. Magda, am 2 ani și ceva, 3 ani, treceam pe lângă o ruină. Efectiv, crescuseră copaci în interiorul acelei case de oaspeți. Nu m-aș fi gândit niciodată că în 12 luni niște echipe de oameni vor fi atât de buni încât să reușească să o aducă la nivelul la care este în momentul de față. O casă de oaspeți superbă, absolut funcțională. Mă rog, mai trebuie să fie acordul de la gaze, la apă, dar instalațiile toate sunt gata. Și da... Da, sunt extrem de fericit. Și grajdurile care arată senzațional. Și ar trebui acolo să întâmple o mulțime de evenimente, Doamne, câte gânduri. Ce se va întâmpla? Pentru că înțeleg că o să dureze puțin. Prima cafea Marghiloman, când o bem acolo, 6 luni, 12 luni?
nu știu. Știu că doamna Vlăduca a inaugurat un pachet cu o pungă și un coniac. Trusă, da, o trusă, dar n-a gustat nimeni preparare. Din cafea, nu știu. Cred că pe dumneavoastră ar trebui cel mai bine să o întrebați, că dumneavoastră este măsură să vă răspund, eu nu mă bag acolo. Dar eu asta zic, am între 6 și 12 luni să fie gata toate documentele din spate. Repet, doar avizul la ISU durează, nu știu, între 3 și 6 luni, doar să iei toată documentația de la ISU, să faci toată documentația pentru ISU. Adică mai sunt elemente dintre astea birocratice care ne omoară, dar eu văd că am undeva la maximum un an să fie într-adevăr o casă de oaspeți funcțională și o să o punem și noi puțin în valoare. La BZM oamenii se vor schimba acolo, adică vom încerca să integrăm, cel puțin eu voi încerca în lunile astea câte mi-au mai rămas, să integrez toată această nebunie și să o pun în valoare și miile de oameni care vor veni până atunci să se bucure și să înțeleagă puțin din povestea și din adevărul pe care acel domeniu, care acum arată senzațional, l-au avut și l-au pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru noi. Cred că vor fi foarte multe evenimente și pentru copii, pentru că sunt deja idei, proiecte și la grajduri și cu noi deja facem foarte multe lucruri, acum trebuie să le integrăm și aceste noi călădiri. Noi deja facem, făceam un bilanț cu Ana într-o zi, făceam pe bune și am zis, Doamne, câte lucruri am putut să facem noi în 4 ani. Câte lucruri am putut noi să facem la nivel de municipalitate, da? Noi fiind subordonată municipalității, noi am fost așa, să mai întâmplă să fie scindante direcția de la într-o parte cu primăria, pentru că nu, noi am fost așa și noi am putut să ne susținem de la Buzău Citește, la concursul de istorie și geografie, la cărțile pe care le-am dat cadou, la toate lucrurile pe care le-am făcut pentru copii, toate atelierele, sunt mii de ateliere, nu zeci, nu sute, mii de ateliere, da, școala din parc care a crescut într-un fel absolut senzațional și sunt extrem de fericit că am putut să duc mai departe și noi am putut să facem asta. E vorba de 3 oameni, am fost la început, am rămas 2 după 2 ani de zile, Flori se întoarce și poate să ducă și ea mai departe toată această nebunie pe care am făcut-o, dar sunt enorm de multe lucruri pe care le-am făcut, de la sănătate pentru copii, am adus psihologi în fața adolescenților, am trecut prin toate, le-am făcut pe toate, am sprijinit toate categoriile sociale, toate categoriile de proiecte, am încercat să ne implicăm activ în toate evenimentele pe care le-am făcut, am crescut numărul lor, am deschis Vila Albatros, am făcut-o într-un mare fel, se poate vizita, se întâmplă lucrurile astea și știi, dacă mai ții minte, când eram mai mic, mă gândeam înainte să venim la emisiunea la tine, că eu practic am crescut cu tine la propriu, dacă mai ții minte, da? Da. Copilul ăla care suna la campus, da? Și dădea dedicații și am ajuns acum, după Dumnezeului, nu zicem câți ani, că... Și mă bucur că suntem împreună aici în studio și vorbim despre lucruri frumoase, Mircea, pentru buzoieni, dar mai ales pentru copii. Cred că bucuria cea mai mare doar în ochii copiilor o putem vedea. Iar pentru copii ai pregătit împreună cu echipa de la centru un eveniment care în acest an va fi internațional. Și spune-ne așa în premieră, dacă poți să ne spui câteva elemente din ce o să vedem weekendul viitor, da? Păi, pe 25-26 mai. 24-25. De pe 24 începem, că aici că sunt 3 zile, da. Ea trebuie să fac această precizare, pentru că țin foarte mult să fac această precizare. Știi că sunt om adevărului. Antante este un festival pe care noi, alături de primărie, l-am gândit. Eu l-am botezat, e conceptul practic al subsemnatului, dar întotdeauna, cum ți-am zis, curtea joacă regele și pentru acest festival aveam nevoie de cineva care să poată să-l realizeze. Și acel cineva, pentru noi, eu l-am propus, echipa l-a acceptat, este Ștefan Craiu, care este și directorul festivalului și al cărei direcție artistică este în acest festival. Și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că a făcut o treabă senzațională, preocupat zi de zi de asta, entuziasmat până la Dumnezeu și înapoi. Ștefan este și un actor senzațional de păpuși și marionete și se ocupă și de școala din parc. Și atunci Ștefan Craiu a venit cu acest concept de bucurie în aer liber. Acest se face pe bază de zâmbet, ne spune el, și este minunat. Avem și anul acesta artiști internaționali și avem mulți artiști internaționali. Avem tot felul de noutăți, de la Teatru Stradal, Teatru de Păpuși,
Avem jonglerii, magie, l-avem pe Mario Fresh în final, în ultima zi de festival, care vine să bucure tinerii. Avem practic 3 zile de ceea ce noi ne-am fi dorit, asta a fost la început, un Disneyland la Buzău. Cam asta e direcția. Nu e mult spus, nu? E puțin, poate, mult spus, dar dacă luăm concept, luăm ideea de festival de stradă, de culoare, de joc, de joacă, de relaxare, de întâlnire, de familie, de bucurie, de tot suntem împreună și ne bucurăm de această manifestare culturală, artistică, de o semnătate senzațională. Vin artiști din Spania, din Italia, din Anglia, artiști stradali, participanți. Ce fel de artiști? Ce se va întâmpla exact? Cum o să fie? Nu să dau din casă, deloc? Pentru că nu-mi place să povestesc. Măcar pentru copiii care se uită acum. Copiii știu, copiii au fotografii, copiii văd, noi le-am dat teasere, noi le-am dat elemente, mai ales ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că anul ăsta trebuie să fie emoția și surprinderea a momentului, da? Pentru că na, vom deschide în stilul deja caracteristic, cu o nebunie de culori, de dansuri, de tobe, vom avea picioroange, vom avea, repet, eu țin foarte mult la zona asta de teatru, de păpuși, cred foarte mult în magia asta a păpușii care impresionează un copil, povestea spusă de un actor prin intermediul unor ațe și a unor elemente mișcătoare care prin viață și care pe copil îl face să creadă, da? Mă rog, și toată demența care o să fie acolo. O să fie demență de dimineață, de la 10 până seara. În sens 9. Pozitiv, evident. În sens, da. Da, o să fie da. O mare de zâmbete și de chiote ale copiilor. De zâmbete, da? De chiote ale copiilor, de împlinire, de ideea în felul următor. Și tot conceptul din ultimii 4 ani a fost în felul următor. Ce ne-am dorit e. Nu o chestiune solitară, o poveste. În momentul în care vii într-un astfel de festival să te surprinde de la început, de cum intri, da, vor fi niște locuri speciale pentru făcut fotografii, niște păpuși supradimensionate, adică să te impresioneze astfel încât tu, pe toată durata festivalului și pe tot parcursul lui, să nu te plictisești niciodată și să găsești elemente noi și întotdeauna să te gândești ce ți-a plăcut cel mai mult să te întorci. Astfel încât toată lumea să fie fericită, astfel încât toată lumea să se bucure, practic, de această nebunie. La Sibiu o fac deja de prea mult timp. Noi acum de 4 ani ne chinuim și am pus bazele și am pus fundația și e tare că o să vedeți un antante absolut spectacular. Încă o dată, ce țări participă la Festivalul Copiilor? Avem Italia, avem Spania, avem Franța, avem Anglia, avem Olanda, dacă nu mă înșel, avem și Germania. Sunt foarte multe țări care sunt alături de noi. Mi se pare că și Bulgaria, dar nu vreau să zic prostii. Avem foarte multe țări și Ștefan s-a ocupat de asta foarte îndeaproape și ce e cel mai frumos e că artiștii s-au recomandat între ei acum și unii care n-aveau poate curaj să vină pentru că e complicat cu venitul ăsta în România și mai ales într-un oraș în care lucrurile astea nu au fost făcute și e puțin complicat, e de-aia noastră, e treaba noastră de producători. Ștefan a reușit prin relația pe care a făcut-o cu artiștii de anul trecut să aducă alți artiști anul ăsta pentru că au vorbit între ei, au și negociat la bănuți, ceea ce ne-a ajutat foarte tare pentru că am putut să aducem mai multe activități, să se întâmple mai multe lucruri. Pentru că va fi intrare liberă, da? Pentru toți copiii și pentru părinți. Liberă, și pentru părinți și pentru copii. Și toate pentru... evenimentele sunt gratuite. Dar spuneai că vor fi 3 zile, începem de dimineață până seara, începem, fiecare zi? Vineri începem după amiază, la ora 3, iar apoi sâmbătă și duminică dimineața de la 10. Scena tot în fața Crângului, pe bulevard, tot acolo unde s-au obișnuit copiii, da? Da, pentru că încercăm ca bulevardul să fie zona antante, da? Dacă grădina Filii Albatros și Parcul Marghiloman este casa BZM, bulevardul trebuie să fie casa antante. Cam așa e. Încercăm să ne ducem în toate direcțiile și să organizăm cât mai multe evenimente de calitate în toate zonele orașului care ne permite să facem asta. Știu că în anii trecuți a fost o ediție în care a plouat, din păcate. Cred că acum v-ați uitat la vreme. Nu o să avem surprize de felul ăsta, nu? Dacă da, sunteți pregătiți pentru rezervă? În primul plan și rezervă? Primul rând, sunt absolut convins că și dacă va ploua, va fi plin de oameni. Cred că am ajuns la capacitatea asta și noi ca oraș, și noi ca țară,
să înțelegem că o ploaie nu topește și nu se întâmplă nimic. Avem atâtea exemple din lumea asta în care, eu vorbesc acum de o ploaie de jumătate de oră, un sfert de oră, dacă Doamne Dumnezeu le plouă întreaga zi, nici măcar nu pot să-mi permit să mă gândesc că o să vedem oameni. Nu, dar se pare că o să fie vreme bună. Se pare că o să fie vreme bună cu niște șanse, că așa e totdeauna perioada asta și la drăgaie, că mereu și ne e teamă că vine vântul puternic, că ne ia scena. Cred că anul trecut au fost la drăgaie că probleme, că sunt probleme. Nu, din cauza ploii. Da, o să vorbim și despre drăgaică, dar aș vrea să le faci așa o invitație copiilor alături de părinți pentru weekendul viitor, 24, 25, 26 mai. Păi în primul rând vreau să-și pună în agenda, să-și noteze în agenda telefonului sau în agenda fizică. Este poate cel mai frumos festival de stradă din zona asta noastră și serios vorbim făcând un brainstorming, cam așa e. Avem artiști din toate zonele și din toate zonele lumii și din America, am uitat să spun, din toate zonele lumii și cu o măiestrie senzațională și foarte spectaculoși cu toții. Sunet, lumină, muzică, dans, magie, bucurie. Prin urmare, dragi părinți sau dragi oameni de vârsta mea care nu aveți copii, eu o să fiu acolo de vineri de la 3 până duminică seară, de vineri 24 mai, deci nu vinerea aceasta, vinerea viitoare. Notați-vă și vă așteptăm pe bulevard. Acum te-aș întreba, știu că anii trecuți au mai fost discuții, dar și oamenii care locuiesc în blocurile de pe bulevard sunt bunici, sunt părinți, nu cred că... Nu au zis nimic pe cuvânt, anul trecut nu sunt deranjați, nu? O susținere fantastică. Eu am mai spus-o. Eu sunt acum într-un proces, am fost dat în judecată pentru că am făcut BZM-ul și pentru că cineva n-a putut să doarmă după ora 11 și un minut. Mă rog, multe lucruri. Serios, sunt proces în civil și eu și domnul primar, suntem amândoi în proces. Și instanța, evident că e una zdravână la cap, își va da seama în momentul în care la 112, la BSM, a fost un singur apel al acestui individ, care altceva nu știe decât să distrugă. Care a fost în parcul Marghiloman. N-a fost undeva într-o zonă de blocuri. Nu. A fost un singur apel al dumnealui, pentru că noi am ajuns la un nivel și de profesionalism și de tot ce vrei tu, Magda, încât sunetul îl dai cât ai nevoie. Noi respectăm, la Antante respectăm de dimineață până la ora 1, după care avem pauză și după ora de masă, respectăm orele, după care noi construim povești și sărbători. Și respectăm pe toată lumea. Pentru că suntem niște oameni, toți din echipa asta, uniți în adevăr, bine și frumos. Și cetățenii de pe bulevard, oamenii care stau acolo, au coborât la sărbătoare. S-au simțit, sunt absolut convins, anul trecut două zile și anul ăsta 30 se vor simți, ca afară. Ca reportajele Andreesca de la și de la ora 7. Festivalul internațional de la Sibiu, da? S-au simțit ca la Sibiu. A venit Sibiu la ei acasă. Doar că într-o altă formă, altfel, numindu-se altfel și având alte lucruri care stau la bază. Dar noi am făcut asta. Și atunci și oamenii au zis, să spun câte abonamente sunt la BZM, vorbim după. Vorbim după pauză, da, de BZM. Apropo de bucurie, apropo de îmbrățișăm lucrurile astea. Că vorbeam chiar în emisiunea trecută, era prima zi în care era prima săptămână. Da, erau câteva ore de când erau biletele în vânzare. O să vorbim după pauză, dar până la pauză vreau să mai vorbim despre o poveste. Îmi spuneai înainte de emisiune că visul tău e să creezi povești. Da, ce ai reușit să creezi o poveste frumoasă cu teatrul la Conac. Extraordinară. Și știu că aproape toate piesele, cred că toate, sunt jucate cu casa închisă. Da, păi sunt și puține locuri acum, Dumnezeule. Nu, dar sunt oameni care vin la aceeași piesă să o vadă de mai multe ori. Da, nici n-am avut, nefiind teatru, eu mi-am propus acolo să fac un teatru, dar noi nu suntem teatru. E foarte adevărat, Dumnezeule mare. Am făcut o alternativă la ce există, am făcut o alternativă. Nefiind teatru, adică nefiind domeniul ăsta de activitate, făcând toate lucrurile pe care ți le povestesc de fiecare dată, ar trebui să ne limităm la o producție pe an, cumva, și să avem spectacole invitate. Și făcând asta, ne-am axat foarte mult pe spectacole pentru copii, prin care în parc am adus o mulțime de spectacole pentru copii, pentru că am vrut ca cei mici să vadă sala și să înțeleagă că există și această variantă de teatru și să se bucure și să experimenteze, pentru că noi facem educație prin cultură. Spectacole pentru adulți, în cerere, în căsătorie, fiecare lucru e minunat, plus și alte spectacole pe care am avut invitate. De asemenea, pentru că vrem să arătăm publicului că există și un alt fel de a face teatru și există acest tip de teatru de sală studio și e un loc pe care îl iubesc foarte mult și sunt absolut convins că
într-o lume normală, într-o lume în care noi înțelegem că a construi e mult mai greu decât a dărâma, într-o lume în care trebuie să vedem exact și să punem degetul pe lucrurile concrete, e mult mai important să vedem o listă de lucruri care au fost făcute decât să vedem o listă de lucruri care, despre care nu știm ce se poate întâmpla. E mult mai bine ca un centru cultural să aibă o sală de spectacole în interiorul ei, în inima ei, decât o sală muzeu, da? O cameră goală, cum a fost atâția ani care nu s-a întâmplat nimic. Cel puțin 6 evenimente se întâmplă în sala studio de la Teatrul La Conac. Dacă pune cu celelalte 6 evenimente de la Iazul Morilor, cel puțin 6, sunt 12 din 20 și câte zile lucrătoare sunt. Nu mai spun că sala se vizitează sâmbătă, duminica, nu mai zic de alte lucruri. Teatrul La Conac sper să continue, indiferent ce se va întâmpla cu mine, eu un pariu și atâta vreme cât aș putea să mă ocup punctual de niște lucruri, aș putea să le gestionez, dar simt nevoia de retragere asta din zona de management, pentru că de felul ăsta de centru cultural, mi-a plăcea un management de teatru. Da, pentru că acolo intervine fix ceea ce știu și ceea ce mă pricep și ceea pentru ce că în primul rând ești regizor, dacă sunt încă oameni care nu știu că da, tu ești regizor. Da. Și vreau să fiu regizor, asta zicea proful mereu, Mircea, ajungi director, ești bun, ești cel mai bun pentru asta, îți dau un scris, mi-a zis de mult. Și fiind omul care îl apreciez cel mai mult pe planeta Pământ, pentru că mi-a dat meseria asta, mi-a zis, nu uita de meseria ta. Tu nu uita niciodată de meseria ta, tu trebuie să ți-o faci în fiecare zi prin diferite instrumente și la un moment dat trebuie să te preocupi de ea, pentru că doar ea va putea să-ți dea mâncare pe masă. Altceva nu. Știi? Că ajungi vremelnic într-o nebunie dintre asta și e foarte frumos, dar trebuie să te întorci la casa ta. Teatrul e casa mea. Și eu vreau să fac, repet, și știu, ai mei îmi spun, o să reușești că ești nebun. Eu vor evoluționa teatru. Sigur, dau un scris. Să reușești, în momentul în care mi se va da această ocazie, în 3 ani de zile, voi schimba stilul de a povesti, stilul de joc, stilul de lumină, pe scenă, tot, voi schimba tot. Și voi reveni la adevăratele valori și la ceea ce înseamnă teatru, și anume viață și adevăr. Pentru că acum doar ne facem că facem. Și luăm bilete exorbitante și vin tot felul. Vorbești în general, da? Nu vorbești despre un caz aparte. Nu vorbesc de ce se întâmplă teatru românesc în momentul de în față. În România, da. De ce se întâmplă real. Dacă da, vedem da, la Buzov, vin și vorbesc. Eu vorbesc de spectacole care vin invitate, da? Spectacole, dacă vrei, de turneu. Majoritatea dintre ele, din păcate, sunt niște șușe cu actori foarte mari care o fac asta pentru bani, pentru că ei au ajuns la o vârstă care sunt suficient de deștepți încât să-și dea seama că nu mai contează și că e important ce pun pe masă, că eu știu că stau de vorbă cu ei. Eu încă nu vreau să fiu așa. Cred că publicul sancționează primul publicul nu știe, evenimente. Magda, publicul nu știe. Eu îi văd cum pleacă de la teatru, de la noi, de la fiecare lucru e minunat. Absolut stoarsă de creier, de minte. Acum se joacă cerere în căsătorie, da? Se joacă și. Amândouă. Da. Și pleacă, n-am văzut niciodată și sunt impresionați. Dă-le oamenilor, dă-le adevăr, dă-le calitate, dă-le lucruri, educă, învață-i. Pe mine m-a educat Paul Joachim și Răzvan Dincă. Pe mine m-au educat, dar am văzut niște spectacole senzaționale și apoi am ajuns la facultate și ce s-a mai întâmplat cu mine mai apoi. Dar cred în lumea asta, cred în teatru și în calitate și oamenii se schimbă. Cum s-au schimbat la Antante, cum s-au schimbat la BZM, cum s-au schimbat în toate lucrurile pe care le facem. Pentru că am venit cu adevărul ăsta pe care l-am pus pe masă. Cu adevăr, bine, frumos, pentru oameni. Ne gândim, suntem în niște funcții publice. Eu fiecare zi când mă trezesc, mă gândesc că sunt bani publici, că sunt în funcție publică. Am hulit înainte. Eu nu vreau să fiu nicio secundă unul hulit, înțelegi? A, că vorbesc cu anii pe la spate, eu tot timpul mă iau la harță cu ei și vin și le arăt lucruri clare, adică nu discutăm. Ca să pot să dorm bine noaptea și ca să pot la final, când se va fi tras linie, să fiu fericit că oamenii au înțeles exact ce ne-am dorit noi și că au venit alături de noi. Și că simt nevoia de calitate, au cu ce să compare de aici încolo. Până la final mai e. Mai sunt multe evenimente despre care o să vorbim. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Continuă emisiunea de Ale Buzeanului. Vorbim despre evenimentele pe care Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman le pregătește. Mircea, vorbeam înainte de pauză despre Antante. Cred că o să vorbim foarte mult și după Antante, pentru că acum nu vrei să spui foarte multe surprize. Îmi place să dau din casă, pentru că deja am îmbrăcat-o foarte frumos. Ne-am ales cele mai
bune cuvinte pe care le am în vocabular. Am încercat să îmbrac în polea la cea mai de preț acest festival și am dat, mă rog, câteva lucruri din casă, pentru că trebuie să agățăm într-un fel. Dar oamenii care vor să vină, sigur vor veni, pentru că la nebunia care a fost anul trecut, da, aproape 20.000 de oameni în punctul maxim al festivalului, mie asta mi se pare o reușită dincolo de orice. Și cum deja e publicitate peste tot, pe autobuze, în oraș și în diferite locuri, oamenii sigur vor veni și vor călători împreună cu noi în aceste 3 zile magice, sper. Sunt multe surprize și spre BZM. Data trecută ne-ai dat așa câteva nume. Ce ai putut să ne spui în acel moment? Sunt surprize și despre Drăgaică. Vorbim întâi despre BZM și apoi ajungem la Drăgaică. Sunt curioasă ce alte nume mai aveți confirmate și câte bilete, abonamente s-au vândut până acum. Abonamente avem de 12 ori mai multe abonamente în perioada asta decât în perioada similară anului trecut. Ceea ce pe mine mă face să fiu foarte relaxat și foarte încrezător că nebunia din capul ăsta va fi vizitată de mulți oameni și sunt fericit pentru asta. Sunt fericit că am făcut o zonă de delicii și capricii, am ales food truck-uri la fața locului. Sami, colegul meu pe care am avut special să ocupe de asta, a fost la ultimele festivaluri de street food din București și a ales cu atenție de acolo vendor care să vină și să îmbogățească și culinar festivalul. O să avem un bazar, mi-e și jenă să spun, de la viniluri la mâna a doua. La tot ce se întâmplă acolo e făcut manual. Brățări din taste de calculator, dacă vrei, brățări din piele, mă rog, asta știm deja. O să fie o nebunie de culoare, de muzică, o zonă în care poți să-ți cumperi tot felul de nimicuri, dar făcute de noi, de mâinile noastre. Știi că vreau să revenim un pic la autenticitate, la adevăr, la real. Vreau să ieșim un pic din sfera asta, ok, a comercialului, pe care îl înțeleg, a comerțului, pe care îl pot cum înțelege. Cum sunt în parcurile din București, de exemplu, zone pentru... Da, vreau ca în grajdurile lui Alexandru Marghiloman, acolo, un spațiu, da, cultural, să fie această experiență. Vreau ca oamenii să se bucure de tot ce înseamnă partea asta de peste zi, cu scena de la Foișor, unde, uite, zic în premieră la tine, dezvălui câteva nume. Mulțumesc. De la Foișor. O să ne bucurăm de fără zahăr. Știu cât de iubită e trupa asta la noi și anul acesta vin la Foișor. Mi-era și mie dor de ei și lor dor de noi și am făcut-o. O să mai vină și Țapinarii, spre exemplu. O să mai vină și Alex Ștefănescu, tot la Foișor. În weekend o să ne relaxăm cu Irina Sârbu și Alii Trio de Jazz. Nadia Trohim și Mircea Tiberian. Vorbim de niște nume uriașe ale jazzului românesc pe care le aducem la Foișor ca peste zi să ne bucurăm de artiști absolut senzaționali, plus mulți alții care vor urma. La scena mare încă nu vreau să-ți mai dau nume. Dar până acum ce ați confirmat? Pentru că am văzut că ați anunțat și pe Facebook. Am confirmat Chilafonic, am confirmat Irina Rimes, am confirmat Om la Lună și... Și ce urmează să confirmați? Poți să spui? Care urmează următor? Să confirmăm, pot să spun, e superb line-up-ul. Nu știu cum să spun. Hai spune direct, da. Spun două nume pe care doar le rostesc și după aia, mă rog, PR nu s-a făcut în altă direcție, dar ți le dau ție din casă acum pentru telespectatorii tăi, Magda. Coma, prima oară când vine Coma a Puzău, asta e un festival de rock alternativ totuși. Și a doua oară Robin and the Backstabbers. A fost în anul 2, acum se va în anul 4 și Robin o să revină la main stage. Și astea sunt două nume uriașe pe care am putut să ți le dau. Mulțumesc! Și alte nume mai spunem uriașe. Puțin despre, vorbeai data trecută, despre trupe de afară. Vorbeam despre trupe de afară, avem trupe de afară, încă le lăsăm în stand-by. O să le anunțăm la momentul potrivit. Oricum ai făcut foarte mulți tineri buzoieni și mai puțin tineri fericiți da.
Și da, da, pentru că vin coma pentru prima dată în Buzău. Yes. E tare și mă rog, mai avem, mai sunt, mai avem. Dar sunt foarte bucuros așa că a mers. Știi? A mers. Și că alții încearcă să ne copieze și își mută și festivalul de la interior la exterior fără să anunțe, anunță așa peste noapte și rămân așa uimit cum, bă, dar... Despre cine vorbești? Despre top 10, despre cine vorbesc și sunt așa, că eu cu Tolea sunt niște relații extraordinare și... Bine, dar tu știi că top 10 prima dată a fost afară. Da. La începuturi era în Parcul Tineretului, la Amfiteatru. Păi acolo le-am propus să facă, da. Oricum să facă în altă parte și e așa, într-o perioadă în care avem și Biafu și așa un pic, mă rog, mi-ar fi plăcut ca... Știi, să putem să oferim pe parcursul întregului an și am avut o variantă de septembrie, top 10 era în octombrie, în noiembrie, se suprapune cu Biafu și cu toamna buzeană, sunt pic așa și cu leleagă. Adică oamenii nu vor ști exact unde să vină mai întâi, la asta te referi. Da. Dar cred că o să ajungă peste tot. Cred că puteți să-i atrageți frumos, cu trupele, mă rog, și cu evenimentele, pentru că vorbeai și despre o zonă pentru copii și despre bărci. Trebuie să fie un festival o zonă de agrement, și cumva, de noapte. Da, trebuie să fie un festival. E o poveste a acestei lumi de bun gust, gândită de un regizor nebun la 35 de ani, în plenitudinea forțele lui, care mai presus de orice crede că pe planeta asta oamenii se pot și simți bine împreună. Oamenii se pot uita ochi în ochi și își pot mărturisi lucruri și oamenii se pot plimba, se pot juca, se pot plimba cu barca, pot mânca lucruri faine și pot face lucruri mișto. Da, cred că pot să vii cu copilul, care, apropo, copilul sub 14 ani are acces gratuit la BZM, dacă e însoțit de un adult plătitor de bilet, și îți pot să copilul în dumbrava copilului liniștit, 3 zile fără să-ți faci... Cum va fi în dumbrava copilului? Va fi o poveste... Va fi povestea copilului din mine pe care n-am trăit-o niciodată, în sensul în care lumea respectivă va fi plină de activități pentru ei, de la tot ce înseamnă pictat pe față, modelaj. Este un mini-fest BZM, karaoke pentru copii, tobe pentru copii. Este un univers al copilului care vrea să vină să dezvolte cultural și, știi, intelect. O, am dus-o acolo. Pentru toate vârstele, nu? Pentru toate vârstele, da. Până sub 14 ani, da? Dacă vor copiii să vină cu avea ateliere de tobe, dacă se îndrăgostesc să bă, poate găsim pe cineva care se îndrăgostește de asta. După care concursul cred că cu saci. Să fie coadă la atelierul de tobe. Eu sper să fie coadă la tot ceea ce da. Propunem acolo, pentru că este fix un mini BZM. Și părinții poate să-și lase copiii, ei pot sta pe margine, că o să avem o grămadă de hamace, de băncuțe, să-i supravegheze de acolo, să citească o carte, să stea relaxați, apoi să-și lase copiii seara poate la bunici și să meargă la scena mare sau să stea cu ei alături la scena de la foișor, care e cu un alt tip de muzică pe care o pot suporta și copiii de orice vârstă, da? Și așa cred că putem să educăm. Și vor fi plimbări cu barca, da? Și vor fi și plimbări cu barca. Sper să fie și plimbări cu barca. Asta e dorința ta, știu că ai mai spus și data trecută. E o dorință trebuie să mare, reușești. Dar, da, mi-am pus totul în plan să reușim. Dar nu depinde totul numai de mine sau de noi ca echipă. Mai sunt și alte lucruri în jurul nostru care câteodată... În ce perioadă va fi? 11-14 iulie. Pe domeniul Vilei Albatros, pe domeniul Marii Gromani. Întreabă un telespectator, pentru persoanele cu dizabilități aveți beneficii? Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități. Na. Și toate asta. Facilitățile, toate probabil... Toate facilitățile din festival, da, absolut. Da. Avem toalete special amenajate. În zona asta, în direcția asta, suntem pregătiți fără niciun fel de problemă. Dar, da, accesul pentru persoanele cu dizabilități este gratuit, cum și pentru copiii sub 14 ani. Cu un soțitor plătitor de bilet. Deci după sărbătoarea copiilor de weekendul viitor, Antante, ne pregătim pentru cealaltă sărbătoare care va fi și a copiilor și a adulților, BZM. Înainte de BZM însă avem Drăgaica. Avem Drăgaica. Cum o să fie anul ăsta la Drăgaica? Eu sper să fie tare fain anul ăsta. Eu vorbesc acum de ce mă privește și anume de scenă, pentru că acolo e implicarea mea totală. Anul ăsta tot stat eu și m-am gândit și cum îmi place să fiu foarte corect, am zis pentru toți artiștii buzoieni, da, care însoțesc capul de afiș în călătoria unei zile, să facem un casting, să vedem cine se înscrie.
Și am ținut foarte mult la această etichetă și am găsit oameni foarte talentați. Unii dintre ei sunt în premieră pe scena Drăgăicii și pentru asta sunt foarte mândru că am putut să facem lucrul acesta. Și avem de ai noștri mulți buni și avem niște capete de afiș senzaționale. Eu pot să-și dau din casă, dacă vrei. Te rog. Acum am și semnat contractul. Adică perfect. Avem Horia Brenciu și a lui HB Orchestra. În ce seară? Nu, asta nu pot să zic. Ok, mai departe? Pot să zic așa nume. Avem Smiley. Mult așteptat la Buzău. La avem din nou pe Ionel Tudorache, pentru că am promis câte vreme sunt aici, pentru că Ionel Tudorache trebuie să fie în sala de petrecere neapărat, pentru că este cel mai mare și este și buzoian și pentru că e cel mai mare, de ne-a mai rămas și nou acum, din toți aia grei care, da, a prins, e senzațional. O avem și pe Raluca, avem seri împreună, dedicate pentru seniori și acolo avem niște artiști faini. Aurelian Temișan, dacă vrei, uite, îți dau din casă. Îți darnic astăzi. Te rog, continuă. Mă mai lași, nu? O avem pe Bruha pentru noștri tineri. Sunt mulți artiști tari. Adică headlinerii sunt toți top. Top. Am făcut cel mai mare nume? Încât... Cel mai mare nume comercial, dacă vrei, e Smiley. Cel mai mare nume necomercial e, mă rog, Botgros și cu a lui Nebunie din spate. Depinde acum. Avem și... La începutul lunii iunie, da? 8 iunie 24. Am propus să începem, să terminăm. Am propus asta și s-a acceptat, pentru că mi se părea așa, să termină Drăgaica și noi mai continuăm 2-3 zile. Nu. Să termină Drăgaica fix când pe 24 când se termină Drăgaica. Să fie seara Drăgăicii și punct. Ne-am așa cum era brațe, odată, de altfel. Ne-am luat în brațe, chiar dacă pică luni. Ne luăm în brațe, s-a terminat. E un eveniment special, totuși. Este cel mai vechi popular din România. E fantastic că putem să facem asta, iar eu îți dau cuvântul meu de onoare. S-al naibii de mândru că am putut să mă ocup. Mereu mi-am dorit. Mereu ziceam, băi, dacă aș face o Drăgăica, aș face o... Bă, să vină toată lumea, mă. Da, să am venit toată lumea, să pot să înțeleg. Și am făcut-o, slavă Domnului că am făcut asta și de 3 ani de zile facem 4 ani când sunt aici. Nu, 3 ani, că 3 ani am făcut Drăgăica. Și e tare, și atunci stai foarte tare, repet, fiecare seară. Dintre Puia, Buzoieni? De Puia am zis. Nu, n-ai zis. Vine Puia, zis de Puia la Drăgăică. Vine Puia la Drăgăică. Wow. Da. Dintre Buzoieni, nu știu toți. Nu, sunt Marca Brazi, na, de la Claudia Colinceanu, care e feblețea mea și un artist absolut senzațional. Alexandra Panaete, da, tot agașca noastră. Adriana, că colega noastră, Adriana Stuparu, își revine după ce a născut un băiețel superb și să-i piscină. Trăiască. Da, nemuritorii, Mario Buzoianu, ai noștri, Nasca Brazi, plus Maria Echim. Sunt mulți buzoieni pe care avem, nu știu pe toți, îți dai seama că n-am cum să am atâta memorie, că sunt multe, dar e o ediție foarte... Dar Horia Brenciu, Smiley, Puia, ce mi-ai spus? Smiley, Puia, Bruha, Ionel Tudorache, Nicolae Botgros, sunt, avem mulți. Clar că vor fi... Pentru tine și pentru mine și pentru noi și pentru nostalgici, Iris... Vin Iris la Drăgăică. Da. Foarte frumos. Da, ar trebui, eu am zis că pe line-up-ul ăsta pe care l-am făcut anul ăsta, ar trebui să avem între 10 și 15 mii pe seară, în fiecare seară. Maxim, să fie full. E dorința mea. O să fie o valutină. Toate evenimentele care s-au făcut, vreau să fie, am lăsat un mesaj. Bă, să poate. Nu că nu se poate. Să nu vă aud după aia. Nu vreau să aud pe nimeni după aia că nu se poate. S-a putut, se poate. Top. Și totuși, după aia, cum zici, n-o să coordonezi în continuare marile evenimente, nu se poate? Adică BZM, proiectul de suflet. BZM, la BZM nu fac niciun fel de griji că nu o să-l fac. O să-l faci. Antante? BZM e sufletul meu. Drăgăică? Antanteu sunt consilierul lui Ștefan. Deci acolo sunt consilier. Efectiv, am avut o discuție și așa e normal să fie. La început am stat brainstorming-ul pe ce s-a întâmplat, a devenit Antante, l-am predat. Uite copilul, dragul meu Ștefan, e copilul tău. De aici încolo eu vin și te ajut ca un naș. Eu sunt nașul Antanteului, dacă vrei, știi? Eu vin cu sfaturi de naș. Dar în orice lume civilizată și oriunde pe pământ, pentru că mie îmi place să fiu așa, omul trebuie să fie lăsat în pace și să-și
să-și pună gândurile în aplicare. Tu îl întrebi și vezi unde crezi că funcționează, unde crezi că nu funcționează. Și poți maxim să corectezi sau să miști puțin lucrurile. Toată direcția artistică și tot proiectul Antante îi aparține lui Ștefan, fără doar și poate. Și anul trecut, și acum 2 ani, și noi suntem la suport. Dar trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Sunt multe evenimente și îți mulțumesc tare mult pentru că ne-ai dezvăluit foarte multe surprize pe care le pregătești pentru buzoieni, atât la Antante, BZM, cât și la Drăgaică. Să reamintim totuși de seara de mâine, când înțeleg că va fi o întâlnire pe teme medicale cu seniorii, da? Da, Oana Gheorghiu, care e prietena noastră de atâta amar de timp și care se ocupă de atâta amar de timp, are invitat un doctor care vine la Vila Albatros să le vorbească despre probleme din perioada asta, anuile, tot felul de viruzele, tot felul de recele, tot felul de nebunii. Mâine la Vila Albatros, detaliile le găsiți pe Seri Împreună, dar știu seniorii deja, o sună pe Oana, nu pe Oana Gheorghiu, pe Oana noastră, pe Oana Paraipan. Relațiile sunt făcute, lucrurile sunt construite, e tare când ai acest tip de liniște și când eu le-am zis, băi, voi trebuie să vorbiți între voi, trebuie să vă coordonați, tot timpul la șef, știi, tot timpul, dar un pic, că nu dă direcția, voi între voi, dacă moare șeful, ce faceți? Asta am învățat-o la proful, dacă mor eu, ce faceți? Mereu ne zicea, mor eu mâine, ce faceți? Voi nu vă mai faceți examene, ce faceți? Și atunci ei este superb. Eu sunt atât de mândru de ei. Am plâns într-o zi ca la nebuni. Deci tu nu știi cum au fost zilele alea două de zile Alexandru Marghiloman. N-ai nici o mică idee cu mută 100 de scaune din punctul A în punctul B în 3 oameni. Fă 3 sonorizări în 3 puncte. Mută-le în interval de 5 minute. Tu nu știi ce înseamnă. Cum mai faceți cafele pentru unii? Da, mă pentru rog. Pentru alții? Facem cafele. Când nu facem, oamenii sunt mari și se descurcă. Că doar, na, asta e. A fost efectiv un nivel de lucru senzațional. Șurin, bum, 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 mută-te de la... Deci mută-te la Albatros, mută-te la... De ce ai plâns? Am plâns pentru că ai mei au ținut totul în spate perfect. A, de bucurie. Da. Mă da, pentru că acum ceva timp, acum 4 ani, nu ar fi fost așa. Da, noi am venit acum 4 ani și a fost o luptă de 4 ani, știi? Că aici te uiți în urmă și vezi că mereu mi-am dorit, bă, vreau să las moștenire în urma mea. Mie nu-mi trebuie bani, firfirei, funcțiile, nu mi-au trebuit niciodată, de aia sunt de bun, că nu-mi trebuie niciodată. Vreau construcție, vreau să lăsăm lucruri în urma noastră. Vreau ca după noi, da, să se vadă că s-au întâmplat lucruri, că funcționează ceva ce n-a funcționat, Iazul Morilor, Dumnezeule Mare, avea la evenimente acolo, eu nu-i mai suport, eu când i-am cu Iazul Morilor, nu mă mai interesează. Le zic, pleacă de aici. Evident că le rezolvăm. Dar sunt atât de multe lucruri și acum au mai venit și lucrurile astea peste noi. Ele sunt minunate, dar trebuie gestionate. Și echipa mea este nota 2 milioane. Nu toți, am 2 cartonașe galbene, unul aproape spre roșu, dar nu mai am eu ce să mai fac. O să îi spun Florinei că o să vorbim evident și o să le povestesc tot ce am înțeles eu despre ei în acești 2 ani de zile și cum cred că ei trebuie struniți să meargă mai departe. Și sunt mândru. Am făcut-o cu dragoste, tot timpul cu dragoste, tot timpul m-am pus sub ei și evident că am ultimul cuvânt acolo, dar au trebuit să vadă în fiecare zi că tot ceea ce spun e adevărat și că nu i-am mințit nicio clipă. M-am luptat pentru drepturile lor și am să mă lupt până la ultima picătură de energie. Acum, în sfârșit, pot spune că au și ei niște salarii cât de cât la un nivel mediocru, dar erau execrabile, acum sunt la un nivel, am luptat și am făcut asta, ei au simțit și acum mă răsplătesc în toate și pe cuvânt că mă simt bine. Pentru că nu sunt genul de oameni care știu că mi-am anunțat, ei știu, am zis, băi, eu nu mai pot, că vreau altceva, nu pentru că n-aș putea să rămân, sau pentru că nu, sau, vreau altceva, eu visez teatru, ăsta e visul meu și o să mi-l împlinesc, că na. Dar sunt foarte mândru de ei că îi văd cum sunt lângă mine, deși știu că plec. Sunt lângă mine și eu lângă ei. Și atunci am să mă plec, n-am să o iau niciodată, este prima echipă pe care am condus-o, în calitate de da, o funcție dintre asta, de semnez, nu tot ce am condus eu, dar nu prea semnam, da? Și la bugetari, la stat, unde să interviurile alea, aia, aici se muncește mai puțin. Doar să audă colegii pe asta și... Da. Și sunt mândru de ei, foarte bun. Nu vreau să plâng iar
Știu că data trecută te-ai emoționat foarte tare vorbind despre colegii tăi, dar n-a venit momentul să spune la revedere asta, sau rămas bun. Mai avem multe până atunci de povestit, de vorbit. Voi mai aveți multe de organizat și de făcut pentru buzoieni, așa că la fiecare eveniment te aștept pe tine aici, vă aștept împreună în echipă să povestiți despre evenimente. Da, mulțumim din suflet. E o emoție firească că e pe bune. Magda, nu e fabricat nimic. E pe bune și când e pe bune e diferit și oamenii simt că e diferit și văd că e diferit și trebuie să spun că iubesc pe aproape toți, sunt două cartonașe și că sunt mândru de ei, când sunt mândru de ei și când îi iubesc, când nu știi că e și cer. Mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit și pentru toate informațiile în premieră pe care ni le-ai oferit. Felicitări pentru tot ce reușiți și o să ne revedem curând, Mircea. Spor la treabă. Să rămână, mulțumim frumos. Să ne revedem cu bine. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnal. Seară bună, la revedere!